Bună, sunt Daniel Vinca și vă spun salutare de la Hapul Zilei. O nouă zi, un nou hap, un nou decor. De ce? Pentru că Hapul Zilei este și rămâne el însuși, indiferent de decor, pentru că important e mesajul, nu neapărat canapeaua, scaunul sau biroul la care suntem așezați. Dar dacă tot vorbim despre originalitatea și personalitatea Hapului Zilei, haidem astăzi să vorbim pe un subiect apropiat, despre falsitate. Falsitatea celor care zi de zi încearcă să pară altceva. Este evident că trăim într-o lume în care comercialul este pe primul plan și vindem. Vindem imagini, vindem concepte, vindem branduri. Suntem în campanie electorală și fiecare candidat este depersonalizat de propria identitate și devine un produs pe care stafful de campanie trebuie să-l vândă în cel mai corect sens electoral. Acel produs numit candidatul X de la partidul Y, votați poziția Z, e un produs care trebuie să producă o anumită eficiență. Ei bine, îmi povestea acum ceva timp prietenul meu Hapu că unii candidați sau unele stafuri de campanie duc această zonă comercială spre o anumită limită a lipsei deja de toleranță, de înțelegere. Este evident că într-o campanie electorală candidatul va fi mai prezent în anumite zone în care este public, sunt cetățeni, sunt potențiali votanți. Dar și aici trebuie o limită, pentru că vă dau un exemplu. Orice candidat beneficiază sau va încerca să beneficieze de o grupare adunată în afara eforturilor sale de campanie, pentru că a mobiliza oameni la o întâlnire electorală costă resurse, bani, timp și așa mai departe. Deci atunci fiecare va profita de mulțimi care sunt deja adunate și sunt standard definite, nu știu, o piață, un meci de fotbal unde sunt suporteri, un eveniment cultural, o slujbă religioasă și așa mai departe. Problema este cât forțez candidatul să apară în astfel de manifestări. Și vă dau un exemplu, două. Dacă un candidat de felul lui merge la meciuri de fotbal, faptul că în campanie, știu eu, față de o dată pe lună când mergea în mod frecvent, va merge la două, trei meciuri, e o exagerare, dar e în zona decenței. Omul ăla oricum mergea la meciuri. La fel și la biserică. Dacă au un candidat de felul lui, prin programul familiei, prin, știu eu, chestiunile care îl defineau și înainte de campanie, mergea la biserică. O dată pe lună, la două luni, la trei luni. Va merge și în campanie, nu e o problemă. Evident că în campanie va merge de două ori sau de trei ori. Dacă un candidat nu călca prin bisericile zonei sau era ateu, ca să mă raportez la un exemplu bine cunoscut în România, și în campanie va merge zi de zi la biserică, va pupa icoane, va bate mătănii, este falsare din zona decenței în care se dublează contactul cu acea zonă, într-o zonă a indecenței, a imoralității, în care va folosi fie meciuri de fotbal, pe care oricum nu le iubește, fie biserica unde altfel nu ar fi călcat, în a forța acel comercial. Și aici nu e doar vina lui. Pentru că știți cum e un candidat politic, e ca un fotbalist. El e în teren, e transpirat și țipă la el tribuna sau banca tehnică. E în primul rând vina băncii tehnice care nu știe să-l oprească. Din punctul meu de vedere, în campania electorală sunt chestiuni care pleacă de la un punct H și se opresc la un punct L. Dacă se depășesc limitele, efectul este invers, iar electoratul, așa cum este el, nu este prost, pe cât și-ar dori unii politicieni, și va sancționa un fariseism dus la extrem. Discuția de astăzi era despre falsitate, despre faptul că fiecare dintre noi, la un moment dat, este mai adevărat sau mai puțin adevărat. Suntem în această campanie electorală care se apropie de final, toți ne punem întrebarea, precum și Hapul Zilei, dar eu cu cine vot, estimabil? Iar eu vă spun, ca și părere personală, să votați oameni adevărați, nu oameni falși. Daniel Vinca și Hapul Zilei, vă spun salutare!